cu toți susținătorii în fața presei. Hai să vedem ce se întâmplă. O întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru Partidul Național Liberal. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi Ministrul Finanțelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, așa cum am obișnuit, eficient. Și, bineînțeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru Congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuția în această seară și temele dezbătute. Președintele PNL Ludovic Orban reproșează faptul că a fost foarte din scurt convocat acest BPN, a aflat dintr-un SMS de el și nu a văzut documentele necesare convocării. Vă asigur că toate procedurile au fost respectate. Nu a fost doar un SMS, a fost și o discuție pe care am avut-o cu domnul președinte și la telefon și față în față despre acest BPN. Nu e chiar din scurt, a fost discuția ieri, BPN-ul este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns. Aveți majoritatea necesară ca să convocați mâine, ca să faceți formul necesar, dacă nu s-ar prezenta tabăra lui Ludovic Orban? Mâine avem un BPN convocat de această echipă și unde vom demonstra că avem majoritatea necesară. Când vă aveți depune candidatura? Cred că în acest weekend, vineri, sâmbătă sau duminică, vom vedea una din zile care este mai bună pentru noi. Textul moțiunii a fost finalizat, ne puteți spune ceva despre el? Este finalizat, moțiunea se cheamă România Liberală, suntem la ultima parte de redactare, finalizare, deci nu este început. Mâine veți cere și o derogare în cadrul ședinței, apropo de vechime, a fost o chestiune invocată de Ludovic Orban. Discutăm acest lucru și vedem dacă este nevoie. Ați venit cu susținătorii dumneavoastră în această seară. Au apărut totuși scandalurile dosarurilor din Statele Unite în urmă cu mai bine de o săptămână. De ce atât de târziu a venit susținerea din partea lor? Nu a venit târziu. Susținerea a venit când trebuie. Totul este bine. Mergem înainte. Nu au fost foarte multe luări de poziții pentru a vă susține până astăzi la această scrisoare din partea celor care se află în spatele dumneavoastră. De aceea vă întrebam. Sunt un om politic pe picioarele mele, dar e bine susținerea că a venit și acum. Ați văzut susținerea colegilor mei astăzi? Nu e niciun reproș acolo. Domnii Boc, Bolojan nu se află aici. Ați discutat cu dumnealor? Scandalul. Scandalul din această parte a PNL. Deci în exterior se vede foarte oribil. Cetățenii ce au de câștigat după această luptă pentru un, pentru un anumit scaun, funcția de președinte. Ce câștigăm noi, cetățenii? Ne-am asigurat pe români în primul moment că această competiție internă a Partidului Național Liberal nu va afecta guvernarea. Astăzi am avut confirmarea a ceea ce am spus. Astăzi au venit cifrele care au arătat o creștere economică pentru trimestrul 2, exact în perioada în care am avut această campanie electorală, de 13,6%. Asta înseamnă că ne facem treaba. Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani, din ce știu eu, când avem o creștere economică bazată pe investiții și nu pe consum. Ceea ce am promis că facem, o economie liberală bazată pe investiții, asta livrăm. Vă mulțumim mult de tot. Sunt sondaje care arată că tot ați pierdut niște procente în această perioadă, mai ales în perioada campaniei. Până în 2024 veți vedea că vom câștiga toată alegerile. Mulțumim mult de tot. Când vor simți România această creștere economică? Uitați aici o carte, 10 august. Dosarul din 10 august, încă nimic. Ultima întrebare. Am încredere în justiție. Stați. Ce facem cu sloganul fără penal în funcții publice? Îl susținem în continuare. Stați un pic, atunci ar trebui schimbat. Știți cum ca să-i spunem așa? Fără unii penal în funcții publice sau penal. Toți? Fără penal. Mulțumesc. Atenție la port. Doamnelor și domnilor, e foarte, foarte tare ce se întâmplă.